gata, zic, am terminat. M-a văzut ea că stau supărat, m-a văzut Larisa că s-a supărat și mi-a zis, măi, Arture, te văd mereu că stai supărat și amărât. Hai, mă, nu vrei să-ți dau eu, mă, Samsung-ul al meu și mi-l dai pe ăsta? Și cât îți mai dau pe el? Nu mai dai, nene, nimic. Da, vreau. Și atunci rămâne. Păi, dacă faci rămâne așa, nu mai, gata, nu mai fac. Futui Hristosul Dumnezeu, lumea ce-a plecat fără așa. Am făcut o dată așa. Eram la telefon și zic, băi, cum nată, zic, dă-mi tu mie Samsung-ul ăla mare, mă, al tău. Zice, eu ți-l dau dacă vrei. Ramona știa că cea că Ramona știa aflase, era unde aflase, că ăla avea un defect bun. Asta când a văzut, doamne, că nu-i dracu. La tine, 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 în Hristosul Dumnezeu e vieță, mă vreau asta. Și mâine am plecat și am vrut să arunc telefonul pe iarbă, în curte acolo. Telefonul ăla pe care l aveai tu și ăla bun. Cum l-am aruncat, e ca-l dracu drept cu fața într-o piatră, să-mi mine. L-am făcut zop. Pe loc. L-a ridicat Ramona de acolo. Deci gata, nu mai l-a spart. A rămas cumnată mea Violeta. Soacră mea și pe Larisa, după ăsta l-a rămas. L-a lăsat ca la dentist, a rămas. Uite ce a ieșit. Nu cred că ai dat toată pensia pe ăla. 340 de lei, am mai rămas cu bani de drum. Da? Stilul tău. Da, uite. Da, uite. Hai să-i facem o prezentare, un review frumos. Hai să-i facem o prezentare până l-ai scăpat jos și pe ăsta. Ia uite-l, vruna... ce frumos arată în splendoarea lui. Vreun accident ceva până acum cu el, nu? Nu, 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 că ăsta nu, nu, ăsta nu iese afară, decât acum am ieșit cu el. Că v-am să vă întâmpin cu el. Bun. Așa am zis, să vă întâmpin. Dar rest... Deci telefon de serviciu, de circulație, tot astea vechi. Cu gura căscată. Zice, zic, gata, dacă nu ai vreo la spart. Ți-am spus că o spart. Deci, i-am zis, vreo jel că o spart, dar n-am vrut să o spart. Dar l-am aruncat și pentru cum l-am fi aruncat eu că treacă piatra fusă mai acolo. Că era, eu știam că era o grămadă de iarbă acolo și dacă pica în iarba aia și nu nimerea piatra aia, nu se spărgea. Că pica pe iarbă. A picat în piatra aia, al dracu s-a făcut praf. Asta e. Acum altul. Asta e altul, era ăla pe care tot de acolo mi se pare că nu, da. De acolo l-ai luat, de la Bălțești pe ăla, nu? Nu-mi pare rău. Cât a ținut? Nu-mi pare rău de el. O lună jumătate. Nu-mi pare rău că acum a adus altele mai mari. Și ăsta e cu alb și cu roșu. Care e ăsta? Ăsta care o să-l cumpăr. Dar până la urmă te-ai supărat că ce? Că nu ți-a... Că n-a vrut să mă lăsa să fac schimb cu Samsung-ul. Era mai bun ăla sau? Da, mi se părea mai bun. Știți că tot la firma Samsung e mai bună decât. Era și mai mare, avea lumina altfel pe el. I-a zis, n-ai vrut să mă lași? Acum stai fără telefon, ascultă la radio. Ca acum să vedem ce facem cu ăștia de la Digi. Că pe noi văd că n-are de gând să ne copleze așa la Digi și... Să că azi a venit de la cuplea pe sară peste drum la și prietenii Dumitrache. Când a venit de la cuplea și pe vecini, să vedem ce facem pe urmă. Că rămâi fără televizor. Să vezi pe urmă că încep cu decodoare de particular. Încep iar cu altele, 7 antene. Cu antene și antene pe toată curtea, cablă pe toată curtea, nu merge, nervi, întins la maxim. Dar nu mai, cred că nu mai au nici decodor de asta la liber, că ați văzut că l-am avut pe ăla și când am mers, știți? Știți cum sunt astea la liber? Dacă sunt la liber, ele, satelitul lor tot timpul se mișcă din zonă, nu stă mereu în aceeași zonă și în același loc. Și în momentul când vrei să dai drumul, azi merge, dacă vrei să dai drumul mâine, nu mai e semnal, mai trebuie să zice așa antena după el. Le dau telefon la Denis de unde am luat televizorul și comand că au și ei decodoare, decât că e pe abonament, cum e la cablu, 26 de lei pe lună, plătești. Cumperi decodorul de la ei. Dai 330 de lei cu transport. Ți-l trimite de la Pitești cu cartelă, cu tot. Cu legături, cu fire, cu tot. Decât că merge pe 12V. Ăsta mă avantajează de lume. Merge tot pe baterie. Pe ce am eu. Și în momentul când îți vine decodorul, dai telefon să dai datele din buletin, ca ei să-ți activeze cartelă. O pui antena pe frecvență, pornești decodorul și gata. Și acum telefon? Ce? Acum telefon? Alea, nu? Le am pe astea două. Că m-am enervat și am rupt și telefonul ăla pe fratele ăsta care l-aveam acolo. Și luase soacră mea un telefon de ăsta. Și nu l-am mai folosit. Zice, maică, ce îți dau eu telefonul ăsta ca să poți să te folosești de el. Zice, până ajunge acasă. Zic, păi, ți-l aduc înapoi. Aia mi-l mai aduci, lasă-l, zice, țină. Și ai stricat două telefoane în excursia două de la Bălțești? Două telefoane în 5 minute. Păi și pe ăla cum l-ai, pe ăsta, cum l-ai? Nu, pe fratele lui ăsta. Pe ăsta, cum l-ai aruncat? Păi, nu știu ce a avut ăsta în server, nu intra în ce ăsta în... Nu intra nici ăsta în... N-avea nici ăsta semnal și du-te dracuștului, pac și i-am dat tot ăsta de pământ, l-am luat și l-am rupt și l-am rupt dracului. De acolo e firul, nu știu ce putere fi avut, că l-am rupt întreg, așa. Că vezi că totuși e tare, e bățuos. Mă durea degetele a doua zi, nu știam de ce. Hai, ăsta că ăsta, de ăla... Pe... De ăla cât ai dat? 3 milioane? Cât ai dat pe ăla? 3.400 am dat pe ăla. 3.400, nu? Da, las că iau iar luna viitoare. Trebuie. Dar nu era la abonament ăla, nu? Era parcă la liber. Acum vreau să vedem dacă mă să fac vreo manevră, vă nu veniți, iau vreun pe abonament, să vedem.
Și de care vrei să? Tot unul pe unul de ăsta, un Samsung, ceva cu reușit. Să iau. Eu nu pot să iau, că am avut. Să încerc cu ea pe la Digi sau pe la Telecom. Ca nu le mai sparge mături, mă, nu? Că mi-a zis, zice acum la mea Violeta, ce? Băi, ei dă, dacă n-a avut nimic la ăsta, la Digi, ei dă telefon, să știi. Îi dă și vine telefonul acasă. Spui adresa și vine telefonul acasă. Dar să vedem dacă îi vine pe adresa asta. Când au auzit de noi, că mă știu. Aia, pe mine. Dar nu le mai sparge mărți. Câte o telefoane, dacă n-ai, dacă fac un top acum, cred că ai spart vreo 5-6, nu mai știu, nu? Televizoare câte? Nu, mai ce să mai... Televizoare asta vă că a rezistat. Laptop, uite, că merge. Tablete. Da, vede, trebuie să luăm ceva. Trebuie să luăm ceva, că... Uite, mai ascultam muzică pe ea. La boxer alea, zici tu. Pentru boxer. Nu mai zic. Nu ai cum să le folosești. Ah, dar stai că mi-a adus aminte. Dar boxa aia pe care trebuia să o... Nu ești pe aia numai. Să o plătești la nea... N-am plătit. N-ai plătit. Nici luna asta nu-i dau. Ah. Și atunci că-i dau luna asta. Băi, vede că ai luat alte boxe, omul ăla. Vede. Ce să-i fac? Dacă vede, eu ce să-i fac acum? Las că îi dau. Ah. Îi dau. Lasă treacă doi. Lasă domnul Cătălin. Ai și mată răbdare să mai treacă un an și după aia ți-i dau. A, și tu zici că dacă aveai telefonul ăla, te conectai la boxă și ascultai altceva. Ascultam, ce voiai tu. Nu știi cum faceam eu. Da. Păi dacă aveam telefon, cred că era liniște la mine, pus, era ora asta. Că era o muzică de nici nu mă auzeai când... Nici te auzeam când trecai de la poartă. Acum... Acum vorba nu are nici bani de pâine nu mai am. Mi-e milă doar de boxele alea, că arată bine așa, albastre, negre. Nu, care nu le spune, clar nu. Am fost asta să iau niște pâine pe datorie, dar a luat drag cu o pâine pe datorie, că i-am zis la Ramona, zic ce facem? Bine, că o să înceapă cules, așteptăm că avem promisiune, am fost la cineva și a zis Arturica că am de luna viitoare începem la cules. La cules de sus. De sus, așa, nu știți că mă duceam. Da. Zic că ai mai venit doar mai găsit la cules. A, știu că te-am găsit, aveai tu niște pantaloni atunci strimte așa pe tine, toată lumea s-a luat de pantalonii tăi. Zicea că e lui Ramon. Când ai îmbrăcat după Ramona și i-am luat pantaloni. Nu, zic că e îmbrăcat, uite. A, și începe culesul, nu? Și o să da, o să începe culesul și atunci o să mai face rost de bani. Păi da, dar încep comentariile, păi tu ți-ai boxe și n-ai luat pâine, știi cum sunt. Ce fanii, doar, ce fanii tăi, nu, am glumit, nu, normal. Adică, rost de el. Când noi avea pâine, eu dau boxa, iau două pâini. Auzi, dar văd că chiar funcționează sistemul ăla tău cu oglinzile, văd că chiar bate un pic soarele de mine. Acum nu știu. Se are pe panou, se vezi pe panou, te uiți cu camera pe panou, că mișcă oglinda, te vezi că se vede lumina. Cum să nu? Chiar n-ai venit niciodată pe soare la mine. N-am venit pe soare, nu? Nu prea ai mai venit pe soare. Da. Uite, vezi lumina asta aici? Ia uite. Da, vezi? Eu o văd așa cu, nu știu dacă se vede și pe asta, dar... Uite, în geam acum, da. La bucătărie. Uite, a, uite, și ea se duce pe... E lumina, e! Hai că am făcut să vezi, să speli vasul. A, și acum ea stă pe panou, așa uite, cum ar veni, nu? Dacă stă pe panou, acum ajute panou. Vezi? A, degeaba facem altă sisteme dacă nu le spargem telefoanele și... Hei, se rezolvă și cu telefoanele. Se rezolvă, nu? Se rezolvă și cu treaba asta. A fost acum un incident. Minor? Da. Minor, dar a rămas Larisa și cu Violeta, mască. Dar tu ai trântit în fața lor acolo ăla? Deci am plecat cu telefonul de aici, Manuela, și a zis Larisa. Deci a vrut, practic am vrut să fac schimb cu o nepoată de aia, cu una Luiza. Și aia mi-a zis, hai bă că îți dau telefonul, că n-am pretenție la nimic. După ce am șters Facebook-ul oată și am luat telefonul de la ea, apoi m-a zis că nu, că vreau telefonul înapoi, că e prea mic al tău. Oh. Am trecut de îngură, n-am dat iar. După aia am zis, bă, uite, dacă vrei, îți dau 500 de mii, zic, și-ți dau și telefonul. Când au zis, da, bani, gata, i-am dat 500 de mii, mi-a dat telefonul ei, am șters iar Facebook-ul după el și am început să plângă pe-n curte, pe urmă, să spui la fata lui Violeta. Deci, Artur mi-a luat telefon și nu vrea să mai mi-l dea și nu știu ce. Zice, păi, nu tu te-ai dus, zice, la el, ce eu am vrut, păi și atunci cum ți l-a luat el? Băi, Artur, dă-i bă telefonul, că plânge asta. Gata, zic, am terminat. M-a văzut, ia, că stau supărat. M-a văzut Larisa că s-a supărat și mi-a zis, măi Arture, te văd mereu că stai supărat și amărât. Hai mă, nu vrei să-ți dau eu mă Samsung-ul al meu și mi-l dai pe ăsta? Și cât îți mai dau pe el? Nu mai dai nene nimic. Da, vreau! Și atunci Ramona... păi ce dacă face Ramona așa, nu mai, gata, nu mai fac. Futui Hristosul Dumnezeu, lumea ce l-a plecat fără așa, am făcut o dată așa. Și a dracu a fost o piatră tot mai acolo. Nu le mai spărge mărți, nu? Hai, fine, asta e să mai înțeleg. Am murit, ia mama aia. Ce, bine, ia unul de la mai mare acum. Mai mare, nu? Boxe, telefoane. Ce să fac? Bine, Martur, hai că ne vedem data uite, viitoare. Uite, suntem noi, suntem bine, uite. Suntem bine, numai păi, voce așa de la Digi, nu vreau să-mi bage capul. Vă că sunteți mereu vesel pe aici. Na, păi, dar hai. E veselie mare, ce e?
Bine, Artur, hai. Mi-a trecut pe ea, am stat supărat pe ea o seară, i-am spus că nu mai, gata, i-am spus treaba ta acum când ai luat pensia, să zic că toată pensia de luna viitoare n-am ce să fac, să bag în telefon. Asta e. Păi că tu l-ai spart, nu l-a spart ea. Zice, da, zice, a zis și ea, ce e și din vina mea, că dacă nu făceam așa, mai bine tăceam de gură, zice, făceai schimbul și l-aveai. Dar poate e pe parte, poate că e mai bine și așa, că dacă luam telefon stricat de la ea, dai seama că făceam de râs în toată lumea la televizor. Dar v-ați împăcat, nu? V-ați împăcat. Gata, nu. Și de acolo cu mama soacră a plecat bine, nu? A plecat bine, să rămână mamică, stai liniștită, dă-l dragul la telefon, călămă. Știe oricum călămă.